Astfel, serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și a complicațiilor acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate și fără termen de raportare în trei zile lucrătoare de la data acordării serviciilor. De Decontarea pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate numelor contractate și decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sau din bugetul Ministerului Sănătății, indiferent de numărul de cazuri realizate sau, după caz, la nivelul activității efectiv realizate, în condițiile în care aceasta depășește nivelul contractat, decontarea serviciilor medicare în unitățile sanitare din Asistența Medicală Primară și ambulatoriul de specialitate clinică la nivelul activității efectiv realizate, cu maximum 8 consultații pe oră, prescrierea de medicamente de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricționate din lista de medicamente, aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 720 din 2008 pentru pacienții cronici. De asemenea, CNAS are în vedere ca în perioada imediat următoare să aplice o serie de măsuri care să faciliteze accesul bolnavilor la tratamente. Astfel, pentru pacienții cu boli cronice cu tratament stabilizat, medicii de familie vor putea elibera prescripție medicală fără a mai fi necesară o nouă reevaluare la medicul specialist în această perioadă. Pentru pacienții cu boli cronice aflați în tratament cu medicamente care în mod normal sunt prescrise de către medicii specialiști, inclusiv pentru medicamentele ce fac obiectul contractelor cost-volum și cost-volum rezultat, ce se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în baza documentelor medicale, bilet de ieșire din spital, scrisoare medicală și sau a confirmării înregistrării formularului specific de prescriere, în această perioadă medicul de familie va putea emite prescripție cu aceste medicamente, astfel se vor suspenda temporar limitările de prescriere, Văzute în hotărârea de guvern 720 din 2008 și în protocoalele terapeutice, excepție fac medicamentele utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate curative, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi pentru pacienții care necesită deplasarea în unitățile sanitare pentru continuarea tratamentelor în cadrul PNS curative, mai sus menționate măsurile instituite în unitățile sanitare asigură circuite speciale pentru aceștia cu interacțiune limitată cu alte persoane. Personal medical sau pacienți se arată într-un comunicat emis de CNAS. Medicamentele ce fac obiectul limitării de prescriere prevăzute în protocolele terapeutice pot fi consultate în dinamică pe site-ul CNAS în secțiunea Informații pentru furnizori, medicamente, protocole terapeutice. CNAS informează că pacienții cu afecțiuni oncologice, cu amiotropie musculară, spinală sau cu alte boli rare care au început tratamentul specific, că trebuie făcute toate eforturile pentru continuarea tratamentului, deoarece întreruperea terapiei anulează efectele terapeutice obținute până în prezent cu implicații asupra stării de sănătatea pacientului.